În acest sfârșit de săptămână sunt programate meciurile din etapa a 7-a a diviziei A la handbal feminin. În această rundă, Clubul Sportiv Minaur Baia Mare va primi vizita echipei ACS Odorheiu Secuiesc într-o partidă care va avea loc mâine în sala polivalentă la Scărpană. La prima vedere, formația băimăreană are o partidă ușoară în fața echipei clasate pe ultimul loc, care a pierdut toate meciurile disputate în acest sezon. Antrenoarele Simona Maior Pașca și Ioana Marta au astfel ocazia să testeze mai multe formule de joc și să ruleze tot lotul de jucătoare pe care îl au la dispoziție. După primele 6 etape din campionatul Diviziei A, CS Minaur Baia Mare ocupă prima poziție a clasamentului cu 18 puncte, 3 mai multe față de ocupanta locului 2, SCM Timișoara. Partida dintre CS Minaur Baia Mare și ACS Odorheiu Secuiesc va avea loc mâine cu începere de la ora 17. Accesul la meci se face pe baza abonamentelor sau a biletelor, care pot fi achiziționate cu o oră înainte de la casieria sălii sporturilor.